Copii, dar și cetățeni de toate vârstele sunt prezenți în număr foarte mare în fiecare seară în parcul din comuna Rogova. Asta după ce Cosinel Vanvu, primarul localității, a amenajat parcul de lângă primărie. De o săptămână, localnicii se bucură de muzică, dar și de filme vizionate cu ajutorul unui videoproiector amplasat chiar în cadrul parcului, lângă celebrul dud emblematic pentru comună. Primarul comunei Rogova, Costinel Vanvu, și-a arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor. Pentru a aduce zâmbete, dar și voie bună în rândul localnicilor, ideea de a amenaja parcul de lângă primărie, dar și evenimentele care au loc seară de seară, sunt de bun augur. Muzică, desene animate, dar și filmele vizionate adună zilnic localnicii în centrul comunei. Foarte bună din partea domnului primar. Îi mulțumim foarte mult. Suntem un tineret în număr cât de mare. Și ne bucurăm foarte mult pentru realizările făcute. De cât timp vă bucurați de acest parc? De pat că ne bucurăm, cred că de o lună. Și evenimentele cu desene animate pentru copii, muzică, filme, de o săptămână. Tineretul este încântat de inițiativa domnului primar de a amenaja un nou parc de relaxare, dar și pentru evenimentele ce au loc seară de seară. În timp ce proprii copii se joacă în spațiul special amenajat, părinții se pot relaxa ascultând muzică sau chiar vizionând filme cu ajutorul unui videoproiector. E foarte bună. De când a făcut domnul primar acest parc, sunt foarte mulți copii. Și cu filmele chiar este foarte bine. Muzică. Da, și muzica. Stau foarte... Ies foarte mulți copii și tineret. Până acum nu prea am văzut atâta tineret în parc și în sat, în primul rând. Cert este faptul că localnicii de toate vârstele, de la mic la mare, se bucură de amenajarea acestui spațiu. Îți place parcul ăsta? Da. Sunt mulți copii, sunt filme, muzică, frumos. Vedeți aici? Da. Bine în fiecare zi. Oameni, pune filme, muzică. Și vedeți aici. Da, pe fiecare seară. Nu doar de această inițiativă sunt încântați cetățenii, ci de toată implicarea de care a dat dovadă primarul localității de-a lungul timpului. Ideea e foarte bună pentru că a făcut ce n-a făcut nimeni în comună, pentru tinere, pentru copii, și îi mulțumim pentru ce a făcut. E un lucru foarte frumos, și primărie frumoasă, și parc frumos pentru copii, și apă în comună băgată, și asfalt. Tot ce s-a făcut, s-a făcut datorită domnului primar. Îi mulțumim și Dumnezeu să-l ocrotească. Muzica și filmele aduc voie bună și relaxare în rândul localnicilor de toate vârstele, adunându-i într-un număr cât mai mare în jurul dudului din centrul parcului.